Sala, directorii general și directori economici de la regii de și șefii din serviciile și birourile din aparatul de specialitate al primarului. Și mass media care ne onorează cu prezența. Nu în ultimul rând și domnul consilier, în cer scuze, domnul consilier de azi, prezint, Andronache Valeric. Doamna președinte, înainte de a trece la care o zi de zi, am pregătit materialele pentru domnul Fantaze, când o să rămân în corigent în fața Consiliului. Domnul Fantaze, ați cerut materialele, vi le predau eu, ca să vedeți culpa nu e în sarcina secretarului. Ele au făcut dintr-un birou în altul, văd 23 de zile. Și am zis să vă aduc eu personal, însemnați și îmi dați copia, da? Mulțumesc. Deci nu rămân dator, asta am zis. Mulțumesc. Bună ziua tuturor. Salut cu toată considerația prezența la ședința de astăzi a domnului senator Florin Constantinescu și a domnilor deputați Neculai Rățoi și Petru Movilă. Sper ca prezența domniilor lor să fie de bun augur, mai mult astăzi ca oricând, întrucât pe ordinea de zi există un singur proiect de hotărâre foarte important, o chestiune stringentă, e vorba de bugetul de venituri și cheltuieli. Ședința extraordinară de astăzi a fost convocată de către domnul primar Grigore Crăciunescu prin dispoziția numărul 1593. Chestiunile legate de buget au fost dezbătute și în ședința anterioară și în cadrul ședințelor pe comisii. Rog președinții comisiilor să ne comunice avizul. Comisia economică, aviz negativ 4-1. Comisia juridică, aviz negativ 3-1. Comisia de adresate, pentru că sunt în contribuie din 4 medii, 2 au votat favorabil, 2 nu. Da. Da, supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă este cineva? Sunt abțineri? Cred că nu. O rog pe doamna Crețu să facă o succintă prezentare, deși noi cunoaștem da, în mare rectificările făcute, dar cred că informațiile pe care dumneai le va prezenta vor fi binevenite. Vă rog. Modificări majore au avut loc pe lista de investiții față de cele 32 de miliarde, acum sunt prinse 18 miliarde. Față de bugetul trecut sunt reduceri la cheltuieli de personal de aproximativ 3 miliarde. Dacă aveți întrebări, pentru că nu cred că ar trebui să mai citesc tabelul ăsta încă o dată. Alte modificări nu sunt. Deci pe lista de investiții s-au mutat, s-au luat bani, s-au dus pe programul ISPA și de pe cheltuieli de personal. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Da, mulțumim, domnul consilier Aflorai, vă rog. Sunt doamna Crede. Conform adresele venise de la Direcția Apă Canal, de la Rea GCM, Direcția Apă Canal de care există sume de încasat de 80 de miliarde, Real DCD-ul 77 de miliarde de la Crăciun. Dacă aceste sume se găsesc în inclusiv în doamna Crăciun. Dacă sumele de încasat de către Real DCD și DAC, 80 de miliarde, respectiv 77 de miliarde, se regăsesc în deci, proiecția este făcută pe angajamentele legale, bugetare legale, care există în contabilitate. La direcția Apă Canal, 6 miliarde și ceva, pentru regia autonomă de termoficare, 20 de miliarde, cât este prevăzut în bugetul lor de venituri și cheltuieli pentru anul acesta. Diferențele se găsesc
Deci eu nu le am în contabilitate. Nu am angajament legal pentru diferențe. Dacă eu în contabilitate nu am angajament legal, nu pot angaja. Deci am avut angajament bugetar, dar în contabilitate nu am angajament legal. Și angajamentele bugetare care sunt fazi ca urmare a necasării de către AGCL, a subvențiilor de la stat, trebuia conform să le impuneți dumneavoastră. Angajamentul bugetar înseamnă limita maximă până unde poți să faci o cheltuială. Angajamentul legal reprezintă o factură, un contract. Eu am angajamentul bugetar, da, pentru că a fost prevăzut în buget. Exact. Dar în contabilitate nu am angajamentul legal. Contabilitatea nu propune, nu angajează, nu ordonanțează și tot ea aprobă. Ea centralizează niște angajamente pe care le fac niște compartimente de specialitate. Deci, în cadrul compartimentului de contabilitate, toate angajamentele legale s-au înregistrat și se regăsesc în acest buget. Legale. Bugetarul este altă treabă. Bugetarul înseamnă limita maximă până unde poți să mergi. Legalul este ce ai în spate. O factură, un contract, un ceva. Ceva care să aibă și o viză a cuiva. Nu au. Deci sunt angajamente bugetare, dar în contabilitate nu sunt angajamente legale. Angajamentul legal îl face un compartiment de specialitate care este vizat de control financiar preventiv, este semnat de compartimentul contabilitate care îl înregistrează. Dar odată ce el nu apare, eu nu-l am în contabilitate. Deci, angajamentul bugetar este prevăzut în buget, dar îmi trebuie și angajamentul legal. Nu este tot una, angajamentul bugetar cu angajamentul legal. Deci, eu, din punct de vedere al contabilului, sunt acoperit. Dacă nu am angajament legal, nu este prins, nu este considerat datorie. Da, mulțumim, doamna Andrețu. Deci, eu nu pot angaja o cheltuială ce nu este prevăzut în buget. Dacă dumneavoastră ați prins, sau cine a prins 20 de miliarde pe subvenție, eu nu pot angaja 64. Domnul consilier, după cum știți, anul trecut am avut prinse în buget 20 de miliarde conform hotărârilor de consiliu, conform legislației, mulțumim de lecția de economie pe care o primim astăzi, dar nu credem că este corect. Atât timp cât eu în fiecare lună pe producția efectuată am de consemnat, inclusiv de doamna director economic, nu văd de ce nu este înregistrat în contabilitate. Încep să-mi pun tot felul de întrebări. Inclusiv aceste de conturi sunt pe producție realizată, deci nici măcar pe producție prognozată, care sunt acoperite tocmai de bugetul de anul trecut, din care știți foarte bine, din 20 de miliarde bugetați, am primit doar 9. La școli, din 14 miliarde cu factură, am primit doar 7. Vorbim și de datoriile din urmă, care nu apar nici cu. Ne întrebăm cum, doamne, Bucureștiul și-au pus toate datoriile, inclusiv cele restante din 2006, apar astăzi în buget. Oradea acum a făcut acest lucru și toate celelalte orașe care funcționează cu termoficare și cu subvenție legală stabilită prin hotărâre de guvern. Din păcate, din fericire, am o veste bună astăzi, pentru că statul și-a, încă o dată, guvernul și-a rezolvat problemele pentru luna ianuarie și februarie și vreau să vă spun că am primit astăzi 12 miliarde. Deci ei se duc, primesc hârtiile semnate inclusiv de domnul primar și de doamna director economic, pe baza căruia ne virează banii. Nu înțeleg, acelea nu stau pentru doamna director economic să le înregistreze în contabilitate. N-am mai auzit, am fost consilier încă și înainte, precum știți, ca și dumneavoastră, și în premieră aud lucrurile acestea. Deci nu cred, da, că dacă bugetul o să apară, așa noi să-l contestăm. Mulțumim, doamna directoare. Subvenția de 20 este pe anul ăsta, dar anul trecut am fost bugetat, măcar ce nu a fost plătit din producția realizată, mă refer.
Și pentru care avem toate documentele necesare pentru a fi prinse în buget. Mulțumim, doamna directoare. Nu cred că trebuie să ne comparăm cu municipiul București, nici cu un alt oraș. Realitățile sunt altele. Ne comparăm cu legea. Nici ei nu sunt foarte bine, dar și-au inclus conform legii datorii nebunii. Legea e ca literatura, se pare. Mulțumesc. Cum ai? Domnul Movilă. Adică se poate interpreta. Se poate interpreta, domnul deputat, să nu intrăm în dispute, vă rog. Vreau o discuție legală. Când dați drumul la asemenea terminuri. Domnul deputat, orice lege se poate interpreta. Sunteți de acord? Asta era ideea. Mulțumesc. Trebuie respectate, indiferent de cum. Da, trebuie respectate, e tot altceva. Bună ziua, la mulți ani, doamnelor, cu primăvară frumoasă. Eu cred că abordarea pe buget ar trebui chiar să fie o abordare tehnică de construcția bugetului și, sigur, să încercăm să o ducem cât mai puțin în planurile politice, cum putem face. Eu vreau să întreb tehnic, nu mă pricep, nu am fost consilier județean, nu am avut de subvenții. În momentul în care guvernul dă cota de subvenție care îi se cuvine, primește o factură de undeva, nu primește. Doi, dacă regia respectivă ar fi facturat, nu se facturează. Ipotetic vorbind, ar fi existat bani? Nu. Adică, cred că argumentația nu a fost, nu știu dacă tehnic, morală, nu a fost corectă pe construcția bugetului, pe subvenția prinsă în construcția de buget. Alte argumente sunt convins că vor ține. Dar acesta nu știu, pentru că cei de la masă toți știu cum se construiește bugetul. Și tot ce pe mine nu m-a convins această argumentare. Sunt convins că sunt motive raționale, alte motive raționale pentru care nu s-au prins sume pentru subvenție. De altă parte, sigur, o sumă cât de mică, chiar ca principiu, tot ar trebui în condițiile în care s-a întâmplat și prin guvernul PDL și alte guverne de-a lungul timpului și-au onorat subvențiile, este normal comunitatea locală un semn cu că este partener pe această problemă. Și dincolo de aspectul politic, putem discuta pe guvernul cu argumentații corecte, fără galben, fără roșu, fără portocaliu. Bună ziua tuturor, vreau să vreau și eu, doamnelor, la mulți ani, pentru că suntem aproape de 8 martie și pentru că are să